3. Conform legii 312 din 2004, prin Statutul Băncii Naționale a României, articolul 43, salariații BNR pot beneficia de participarea la profitul băncii după virarea la bugetul de stat a 80% din veniturile nete realizate de bancă. Suma rămasă de 20% din profit se utilizează în primul rând pentru majorarea rezervelor statutare ale Băncii Naționale a României și a surselor proprii de investiții. După aceasta, se poate, cu aprobarea Consiliului, constitui fondul de participare la profit al salariaților în cuantum de maximum 10% din suma rămasă, adică din 20% profit. Aceasta înseamnă un maximum de 2% din totalul profitului Băncii Naționale a României. Parte, ca spune chiar o mică parte din acest 2%, poate fi destinată unor premii de performanță acordate numai salariaților cu realizări remarcabile. Cu alte cuvinte, bonusuri la Banca Națională se dau un număr extrem de limitat și numai unor salariați cu performanțe cu totul și cu totul deosebite. Iar